Lovitură pentru Vladimir Putin la sumitul de la Samarkand. Președintele Rusiei a rămas aproape singur. Vladimir Putin a primit o lovitură puternică la sumitul de la Samarkand. Deci căuta susținere din partea Indiei și a Chinei, lucrurile s-au întors împotriva acestuia. Din ce în ce mai multe publicații confirmă faptul că liderul de la Moscova a rămas aproape singur. Săptămâna dificilă a lui Vladimir Putin a fost încheiată de cuvintele președintelui american Joe Biden, care l-a avertizat împotriva folosirii armelor chimice sau nucleare pe frontul ucrainean. Nu o face, nu o face. Dacă ai face o fața războiului, s-ar schimba, a spus Biden într-un interviu la CBS, ca și cum i s-ar fi adresat direct. Președintele SUA nu a intrat în detalii despre care ar putea fi răspunsul SUA în cazul în care va apărea evenimentul nuclear, dar a asigurat, vor fi consecințe. Întrucât Pentagonul nu a identificat încă elemente care să sugereze o evoluție nucleară a conflictului, cel mult ipoteza vehiculată în cercurile militare este aceea a unei posibile utilizări a. Tacticii atomice cu rază scurtă de acțiune, cuvintele lui Biden arată de fapt înspre câmpul de luptă, arată la stampa. Încă din iunie, odată cu decizia de a trimite sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate la Kiev și de a consolida instruirea privind utilizarea noilor instrumente. Axa luptei s-a schimbat definitiv în favoarea părții ucrainene. Și acest lucru a avut un efect de domino asupra situației de izolare politică a Rusiei, care a fost pus în scenă, colateral și la sumitul de la Samarcand din 15 și 16 septembrie.